și la vârsta de 6 ani am participat la Festivalul Național de Muzică Cântare a României, unde am obținut premiul special al juriului pentru piesa Sania cu zurgălei. Da, îmi aduc aminte, te-am pus și pe panoul cu șenii patriei. Dar după vreo 2 zile te-am dat jos, nu mai mi-aduc aminte de ce. Fiindcă era în știrbă, că mi-a căzut un dinte de lapte și mama a spus că arăt necorespunzător pentru o stea în devenire și a dat poza la retușat. Dar până să termine fotograful să-mi facă dantura, s-a ocupat locul de pe panou, pentru că tovarășul director a auzit că Tibi Grasu face în fiecare sâmbătă pentru Nana Floare cumpărături din piață. Dar ce nu știa tovarășul director era că Tibi Grasu nu o făcea din pur spirit de patriotism, ci pentru că Nana Floare dădea bezele și cozonaci, că de-aia a ajuns Tibi Grasu așa de gras, de trebuia să stea singur în bancă, că nu mai încăpea nimeni lângă el. Mă rog, au fost alte timpuri. Da. Ce nu făceam noi atunci pentru o bomboană de ciocolată? Te rog, servește. Le-am pus pentru copiii pe care meditez, să se simtă ca acasă. Nu pot, că m-a pus antrenorul meu la regim și mă ceartă dacă vede că mă las la dulciuri. Na bine, doar una, ca să nu te refuzi. Am avut însă pe urmă ghinion, pentru că a venit Revoluția și nu s-a mai organizat Cântarea României. Altfel aș fi ajuns și eu vedetă așa ca Loredana Groza. Ei, ce să spun? A fost sacrificată cariera mea muzicală din rațiuni politice. Vai, ce bune e! Și în afară de participarea la Cântarea României, mai ai și altă experiență în domeniul muzicii? O, cum să nu? Stai să-ți povestesc. Și anul trecut, la seara de karaoke din Melody Club de pe Ibița, am cântat duetul la mișto din Fantoma de la Operă. In sleep he sang to me, in dreams he came, a voice that urged to me. Gata, văd textul pe monitor, îl știu pe din afară. Cel care făcea pe Fantoma era un animator de la hotel care arăta superb, avea ochii negri, umili, uite pe atâta și purta doar un maieu gri, că era naibii de cald afară și mie mi s-a făcut și mai cald când l-am văzut. Și la ultima strofă... Bine, am înțeles. Deci, vrei să iei niște lecții de canto pentru a-ți perfecționa abilitățile de a cânta în cadrul spectacolelor pe care le susții? Da, din păcate vocea mea nu are volum. Probabil fiindcă am sânii mici și știu că vocea vine din piept și de-aia m-am gândit dacă aș face o mărire în zona asta. Volumul vocii nu are nimic în comun cu mărimea sânilor. Totul ține de concentrare, respirație și antrenament. Vocea trebuie să vină de aici. Adică să-mi măresc burta? Nu. O să facem niște exerciții speciale care te vor ajuta să exploatezi la maxim volumul vocii. Ok, hai să începem. Dă-mi o gamă. O gamă de ce? Parfumuri, e-mail-uri? Ce crezi, că sunt reprezentantă Avon? Nu, vorbeam de o gamă muzicală. Păi de unde să am așa ceva, săraca de mine, că nu mi-ai spus că trebuie? Dar nu-i nimic. Pentru ora viitoare fac comandă pe internet și îți aduc câte game vrei. De toate mărimile și de toate culorile. O gamă, Chantal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Aha. Perfect. Acum tu. Eu ce? Să cânt? Da? Păi nu de asta vrei să iei lecții de canto. Acum? Pe loc? Fără să exersez în prealabil? Teribil sunteți voi, profesorii. Așa a fost și instructorul meu de conducere. M-a aruncat în mașină și mi-a spus apăsați pe pedală și porniți. Fără niciun avertisment. De unde să știu o săraca de mine pe care pedală să apăs, că era o mulțime de pedale acolo. Mai exact 3, dar eu am doar 2 picioare, așa că nu știam... Gama, Chantal! Do, re, mi, fa, sol, la, si, do!